Videoul acesta își dorește să pună din nou adevărul în public, de asta vă spun bine ați venit la întâlnirea cu adevărul în public și să-i dăm bătaie înainte să vedem ce s-a întâmplat în 28 februarie când proitorul a postat un material scris în câteva puncte, în 15 puncte, l-am aici tipărit. Dacă vreți să îl urmăriți, mergeți pe pagina lui de internet, de Facebook, mă scuzați, și acolo puteți să găsiți materialul, cred că este pe pagina personală, nu este pe Apologia formată. Puteți să citiți părerea fratelui, o părere destul de dură vis-a-vis -vis de vorbirea în limbi și sunt remarci ironice pe care le agreiez la adresa vorbirii în limbi, și imediat după ce a apărut această postare, au apărut, bineînțeles, multe multe comentarii. În momentul de față sunt în jur de 150 de comentarii. Unul dintre comentarii a fost și al meu, l-am șters. A fost imediat după postare pentru că a fost extrem de recalcitrant, de, de încins, emoțional și am hotărât să-l șterg că era mai bine pentru spiritul dezbaterii pentru binele comunitar, <laughs> pentru tot ce se desfășoară pe acea pagină. Unul dintre comentarii a fost al pastorului Nelu Filip de la Poarta Cerului din Timișoara, o biserică pendicostală foarte cunoscută și în Timiș, în Timișoara, și în țară, bineînțeles. Comentariul a fost acesta. Aici am și o imagine cu postarea lui Andrei Croitoru. Înainte să citesc comentariul fratelui Filip, aș vrea să citesc câteva puncte din postarea lui Andrei Croitoru ca să înțelegeți spiritul în care pastorul Nelu Filip a dat drumul acelui coment. Satisface aroganța apartenenței la o elită spirituală, împlinește cu succes separarea creștinilor în două categorii, bineînțeles una de elită, atât să -și satisface periodic setea de supranatural, împlinește și nevoia după experiențe spirituale, te introduce cu succes în dimensiunea angelică, în limbile îngerești, oferă victorii facile împotriva lui Satan, care nu înțelege vorbirea în limbi, aduce bucurie fără să trebuiască să-ți folosești mintea. Toate aceste puncte care continuă pe lista aceasta până la punctul 15 sunt întâmpinate cu o vehemență și cu o duritate incredibilă care m-a făcut o săptămână întreagă să meditez dacă trebuie să dau o replică publică pentru acest comentariu a fost făcut public de către pastorul Nelu Filip și ascultați cuvintele lui. Nu cred că va găsi calea de a vorbi despre darul biblic, e vorba de Andrei Croitoru, nu va găsi, deoarece dacă l-ar cunoaște pe acela, cred că de Dumnezeu e vorba, dacă l-ar cunoaște pe Dumnezeu, adică este scos uh, din cunoașterea lui Dumnezeu, nu ar putea vorbi cu atâta dispreț decât de, despre ceea ce nu cunoaște. Andrei Croitoru nu cunoaște nici pe Dumnezeu, nici uh, darurile lui Dumnezeu, uh, este spus explicit aici în acest comentariu de către Nelu Filip și acesta continuă. Domnul vorbea despre o categorie de oameni care se rătăcesc. Andrei Croitoru este un rătăcit în accepțiunea acestui pastor din Timișoara, cunoscut în toată țara, deoarece continuă el nu cunosc. Oamenii aceștia nu cunosc nici scripturile. Andrei Croitoru nu cunoaște scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Deci sunt câteva calificative foarte dure, grave, extreme la adresa lui Croitoru din cauza că nu împărtășește aceeași perspectivă teologică în ce privesc limbile, vorbirea, în ce privește doctrina despre vorbirea în limbi. În momentul în care îl iei pe un om care nu îți împărtășește perspectiva asupra Unuia dintre darurile Duhului Sfânt, nu întregii doctrine despre Duhul Sfânt, în momentul în care îl iei pe un astfel de om și îl, îl excluzi din cunoașterea lui Dumnezeu, îl faci un rătăcit, că este un om care a rătăcit, un om care poate niciodată nu a cunoscut scripturile, spune fratele, nu cunoaște scripturile, eu cred că dacă, dacă ar fi să-i impuți ceva lui Andrei Croitoru, asta e cea mai mare gafă pe care poți să o faci, să îl acuzi că nu cunoaște Scripturile. Dacă este vreun pastor la ora actuală în România care, în care stăpunește Scripturile, acela este Andrei Croitoru. Cred că niciun dintre păstorii pe care îi cunosc în momentul ăsta nu are o claritate mai mare în prezentarea unei doctrine, precum Andrei Croitoru. Dacă tu îl iei pe Croitoru în tunelul Filip și îl, îl uh, excluzi din cunoașterea Scripturilor, uh, cred că ești uh, disproporționat în, în felul în care stratezi fratele și uh, îl uh, scoți și din categoria oamenilor care cunosc puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu se cunoaște în schimbarea unui om. Omul acesta este un om schimbat de puterea lui Dumnezeu, Andrei Croitoru. Și să spui că nu este schimbat de puterea lui Dumnezeu, este o o părere extrem de gravă. Este extrem de grav să spui uh, așa ceva, să dai o replică atât de, de disproporționată și de dură și de uh, extremă uh, la adresa unui alt coleg, a unui alt frate de slujire precum uh, fratele Croitoru. Uh, dacă faci așa ceva, uh, asta denotă că tu ai uh, o doctrină favorită uh, pe care. Uh, dacă o atinge cineva, ești dintr-o dată dispus să tai capete și să negi, să anatemizezi, să excluzi din părtășia frățească, să dai dracului, să anatemizezi. Aia înseamnă să dai dracului, să anatemizezi, să dai cu anatema după frați și să îi excluzi din părtășia cunoașterii lui Dumnezeu. Doar fiindcă fratele nu înțelege vorbirea în limbi așa cum o înțelegi tu. Cred că putea folosi alte expresii, alte uh, calificative la adresa fratelui, dar a ales intenționat, public, de asta eu vorbesc acum public, nu vorbesc pe ascuns, nu vorbesc, frate, puteai să-l iei pe fratele uh, Filip să-l suni, nu, fratele Filip public l-a pleznit pe Andrei Croitoru și uh, se cade să îi dau și eu o replică uh, public, uh, la acel coment. Acestea fiind spuse, vreau să intru direct în subiectul acesta al vorbirii în limbi, un subiect pe care l-am studiat în ultimii 12 ani și am făcut asta cu scriptura în față, am făcut asta mentorat de frați deosebiți, am citit cărți deosebite, Haosul carismatic este una o carte pe care o recomand din toată inima. A fost scris de John MacArthur în anii 80 a fost o carte extrem de dură la adresa acestui subiect al vorbirii în limbi. Prin cartea aceasta, fratele MacArthur. Punctează, punctează foarte bine lucrurile în privința vorbirii în limbi. Mai târziu, Carter a scos Strange Fire, foc străin, care a fost tradusă și în limba, în limba română, foc străin. Cartea asta, foc străin, am primit-o din Charleston în 2013. Am citit-o, am studiat-o, e toată, toată hașurată, toată colorată. Haosul carismatic, am primit-o în 2008. Am citit-o cu drag și vă recomand. De asemenea, autorul Andrei Crăitoru, chiar omul pe care îl avem în discuție în seara asta, a scris o carte extrem de valoroasă pe tema aceasta, controversa lucrării Duhului Sfânt. Observați că are și ea un foc aici, în imagine, pe copertă. Abortează subiecte extrem de, de tari. De controversate și le clarifică din perspectiva scripturii. Ce, ce mi se pare interesant, chiar în introducere, Andrei Croitoru spune că, deși a vizitat multe biserici pentecostale, totuși, imediat după ce și-a expus public, mi-am expus public convingerile despre acest subiect, la fel că cum frac frații mei pentecostali, își expun public părerile pe care le au vis-a-vis -vis de anumite doctrine, am pierdut prietenii apropiați. Și legăturile cu aproape toți slujitorii pendicostali din țară. În momentul în care uh, ești scos din priză, uh, din relațiile cu frații pendicostali, doar pe motiv că te-ai atins de anumite subiecte, uh, dragi lor, și uh, atunci uh, se vede inima lor și felul în care te, te tratează. Uh, hai să intrăm în subiectul acesta, câteva, câteva observații vis-a-vis -vis de acest dar al Duhului Sfânt, vorbirea în limbi, după convertire, dovada că ești mântuit, doctor la Dumnezeu, este vorbirea în limbi și uh, unii asociază acel moment și cu pogorârea Duhului Sfânt peste tine, botezul cu Duhul Sfânt și în cercurile care practică vorbirea în limbi se aude adesea ideea aceasta că nu trebuie să gândești deloc atunci când încerci să vorbești în limbi, atunci când te rogi Duhului Sfânt să te umple, trebuie să-ți deconectezi mintea și să stai în așteptarea acelei vorbiri, acelei experiențe. Scritorii carismatici avertizează pe cititorii lor, pe adepții lor, că întotdeauna vor experimenta o cădere de la acea umplere și vor trebui să-și facă un refill, să-și facă o reumplere și oamenii sunt îndemnați să recurgă cât mai posibil la această reumplere. Căutătorul de experiență merge înapoi în ritualul acela al reumplerii, în ritualul umplerii din nou și asta se face în nopțile de stăruință în care caută experiența extatică, se caută, uh, e ca o dependență de droguri, necesită doze din ce în ce mai mari care să te satisfacă în starea aceea emoțională. Uneori se recurge la lucruri extrem de bizare, cum ar fi săritul, urlatul, alergatul, uh, uh, intrat într-o transă, râsul isteric, sunt multe lucruri care, care caracterizează acea căutare. Vorbirea în limbi este menționată în scriptură în trei pasaje: în Marcu 16 cu 17, în Faptele Apostolilor 2 cu 10 și 19, în 1 Corinteni 12, capitolul 12 și capitolul 14. Între ele, bineînțeles, este capitolul Dragos și o să vedem imediat de ce a hotărât Duhul Sfânt să pună capitolul 13 acolo, sau porțiunea aceea care nu era pe capitole, scrisă Biblia cu 2000 de ani. Faptele Apostolilor, după cum știți și puteți observa foarte simplu, este o narațiune istorică, este o prezentare istorică a începutului bisericii și evenimentele de acolo nu reprezintă un tipar normativ pentru întreaga biserică. Dacă oamenii aceia s-au adunat în grupuri mici și au vândut averile și au făcut lucruri specifice în momentului lor istoric de început, nu înseamnă că asta ni se cere și nouă să facem tot ce s-a întâmplat acolo. Dacă oamenii aceia au vorbit în limbi în ziua de Rusali, din nou, nu înseamnă că asta e normativ pentru biserică. Marcu 16 este un pasaj foarte succint în care se punctează un semn apostolic, și ne rămâne 1 Corinteni 12 și 14 ca singurul text al scripturii care vorbește despre rolul vorbirii în limbi în biserică. Hai să-i dăm bătaia, hai să ne uităm în, în pasajul acesta să vedem. Ce se întâmplă în biserică, fraților, la Corint cu în jurul acestui dar al vorbirii în limbi? Apostolul Pavel scrie pentru a mustra uh, credincioșii, pentru modul în care au uh, tratat această uh, idee a vorbirii în limbi. În mare parte tot, tot ce a avut de spus a fost să îi restricționeze în vorbirea în limbi în biserică. Să le tragă frâna de mână, să, să le pună mâna la gură și să nu îi mai lase să, să se comporte cum se comportă. Un aspect foarte important în capitolul 14, Pavel demonstrează inferioritatea vorbirii în limbi față de prorocie. De la început trebuie să se observe faptul că de o importanță crucială ideea falsificării acestui dar, pe care Pavel vrea să o sublinieze cu mare, cu mare seriozitate. Faptul că darul a ajuns să fie contrafăcut. Pavel îi mustră pe corinteni pentru că ei foloseau darurile Duhului Sfânt într-un mod egoist și fără dragoste. Erau interesați mai mult de infatuare, de îngânfarea propriului ego și în încercarea unei experiențe euforice, mai degrabă decât slujirea celor de lângă ei și o preocupare jerfitoare provenită dintr-o dragoste agape. De aceea, apostolul... Pune imediat după capitolul 12, imediat după ce vorbește în ceea ce noi avem astăzi, capitolul 12, pune acest pasaj al apologia dragostei. Este, este cel mai puternic pasaj scris vreodată despre dragoste. Sub inspirația Duhului Sfânt, Apostolul folosește cuvintele acestea despre dragoste. Un alt lucru, aș vrea să-l urmărim, și anume, ce a vrut să spună Apostolul Pavel prin vorbiri, prin limbi îngerești? Mulți cred că Pavel ar fi sugerat că darul vorbirii în limbi implică un fel de limbaj îngeresc sau ceresc pe care noi suntem chemați să îl dobândim, să-l să folosim. Mai mulți dintre practicanții vorbirii în limbi de astăzi încearcă să spună că această vorbire în limbi este un limbaj propriu, Că este o rugăciune personală, este o limbă cerească pe care o știe doar Dumnezeu, e un limbaj ceresc și este extrem de diferit de exprimarea pământească. Pentru oamenii aceștia care susțin așa ceva, dacă tu crezi lucrul ăsta, vreau să te avertizez că nu există nici o susținere în Biblie pentru o asemenea perspectivă. În întreaga Biblie nu există susținere. Cum că îngerii ar vorbi într-un limbaj ceresc. De fiecare dată când apar îngerii în scriptură, îngerii vorbesc într-un limbaj pământesc, în limba oamenilor. Un alt lucru, nicăieri în Biblie nu suntem învățați că darul vorbirii în limbi este altceva decât limbi omenești. Nu există vreo sugestie cum că adevărata vorbire în limbi, descrisă în 1 Corinteni 12 și 14, ar fi diferită de limbile miraculoase în, descrise în, faptele, în Fapte 2 unde vorbirea în limbi, în acel pasaj, unde apare prima dată, vorbirea aceea este una omenească, este omenească la Rusali. În ambele locuri, cuvântul grecesc este glosa. În faptele apostolilor este clar că ucenicii vorbeau în limbi cunoscute. Limul, cuvântul dialectos din limba greacă, din care avem cuvântul dialect, este de asemenea folosit cu privire la vorbirea în limbi în fapte 2. În fapte 2, vorbirea în limbi este descrisă drept dialect, drept și prezenți în Ierusalim, în ziua de Rusale, când a avut loc vorbirea în limbi, au auzit cuvântul lui Dumnezeu predicat, proclamat în dialectele lor locale. O asemenea descriere nu se poate aplica vorbirii extatice la care fac unii referire și la care unii apelează ca o justificare pentru vorbirea în limbi. Un alt lucru. Pavel a insistat că atunci când limbile erau vorbite în biserică, cineva trebuia să le traducă. În 1 Corinteni 14, versetul 13 și 27. O asemenea poruncă nu ar fi menționată de Pavel dacă el ar avea în minte o borborosire extatică sau o rugăciune personală pe care tu o captezi printr-un limbaj ceresc. O nu, Cuvântul folosit de Apostolul Pavel când vorbește de tălmăcirea vorbind în limbi este hermeneuo. Hermeneuo care înseamnă traducere. Darul interpretării era abilitatea cuiva de a traduce o limbă să fie învățat limba aceea. Vorbirea extatică nu poate fi tradusă nici pe la confuză. Bineînțeles că se imită o traducere, o tălmăcire în multe cercuri religioase de astăzi, în care oamenii borborosesc vrute și nevrute și după asta tipic se spun cam aceleași lucruri. Vei avea un necaz, vei avea o problemă, Domnul mi-a descoperit, vine ceva, vine o binecuvântare, se întâmplă ceva. Lucrurile astea sunt atât de, atât de tipice. Un alt lucru care indică faptul că Apostolul Pavel, atunci când se referă la vorbirea în limbi, se referă la nimic altceva decât la limbi omenești, este propria lui afirmație din 1 Corinteni 14, 21 și 22 Că vorbirea în limbi a fost un semn dat pentru Izraelul necredincios Și anume, citat din, din Corinteni În lege este scris Voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine Și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul Pavel se referă la uh, pasajul din Isaia 28 cu 11 și 12, o prorocie ce spunea națiunii Israel că Dumnezeu își va vorbi revelația într-o limbă a neamurilor, într-o limbă străină evreilor. Aceasta a fost o mustrare, vorbirea în limbi este o mustrare pentru necredința lui Israel. Un alt lucru, în mod clar, vorbirea în limbi biblică și adevărată nu este o borboroseală, ci limbi propriu zise. Ceea ce se practică astăzi în multe cercuri pendigostale, poate sau carismatice, este numit glosolarea, dar este un termen greșit aplicat manifestării care are loc acolo, pentru că nu este, de fapt, o, o vorbire în limbi, în acele locuri identică cu ce s-a întâmplat în vorbirea în limbi biblică. Un profesor de lingvistică de la Universitatea din Toronto, William Semarin, a scris Glosolalia este într-un fel ca limbile normale, dar aceasta doar fiindcă vorbitorul vrea ca aceasta să fie ca limbile. În, în ciuda asemănărilor superficiale, glosolalia în mod fundamental nu este o limbă. Oricât ar vrea omul să înșire acolo mara mara, -mar -mar bașa și să zică tot felul de cuvinte ciudate, gândite de el în momentul ăla sau poate învățate, nu știu, religiile misterilor din Corint foloseau uh, niște exprimări extatice, o vorbire extatică, o exprimare mistică uh, ce te ducea în transă și te făcea să cazi așa într-un delir. Este foarte asemănător ce făceau oamenii aceia cu uh, experimentele și cu experiențele de astăzi, ceea ce uh, numim astăzi vorbire în limbi sau glosolalia. Pavel încearcă să-i corecteze pe oamenii aceia, spunându-le că asemenea practici împiedică întreaga valoare a darului vorbirii în limbi. Dacă vor folosi vorbirea în limbi în felul acesta, vor strica și vor face mai mult rău decât bine lucrării lui Isus Hristos. Un alt lucru de subliniat aici, legat de vorbirea în limbi, este că Pavel, Apostolul Pavel, îi mustră pe corinteni, pe credincioși, că folosesc vorbirea în limbi sub pretext că se roagă lui Dumnezeu ca o părtășie cu Dumnezeu și Apostolul Pavel le spune în felul următor. Într-adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu îl înțelege și cu Duhul îl spune lucruri ascunse. Pavel este ironic, fraților, sublinind inutilitatea vorbirii în limbi fără traducător. Dacă îl întreb pe omul ăla, știi ce ai vorbit? Nu știu. Atunci ce ai mai vorbit? Pentru că doar Dumnezeu ar ști ce ai spus în momentul acela. Darurile spirituale nu au fost intenționate niciodată pentru a fi folosite în beneficiul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie să îi spui tu taine, să îi spui tu lucruri pe care tu nu le știi, pe care tu nu le înțelegi, pe care tu nu le știi tălmăcin, nu le știi interpreta. Cu scopul să te edifici. Asta e un alt argument, să te edifici. Apostolul Pavel spune. Ca niște buni spravnici, nu, Apostolul Petru spune, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă ai primit un dar, spune Apostolul Petru, folosește-l pentru alții. Dumnezeu a intenționat ca tu să fii hăruit cu daruri pentru a sluji altora, nu să te edifici pe tine și să te ridici pe tine în slăvi. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește biserica. Din nou, Apostolul Pavel nu laudă folosirea vorbirii în limbi pentru propria edificare. Ci o condamnă? Condamnă oamenii care foloseau darul uh, încălcându-i scopul cu care a fost dat, nesocotind principiul dragostei. Dragostea nu caută folosul său, spune el în 13. Corintenii foloseau vorbirea în limbi pentru a se zidii pe ei înșiși într-un sens egoist. Ei se satisfăceau pe ei înșiși. Aveau o dragoste de Sine. Nu țineau cont de alții. Motivația lor nu era sănătoasă când uh, încercau să uh, folosească așa zisă vorbire în limbi. Era una egocentrică. Pasiunea lor pentru vorbirea în limbi a crescut din dorința de a practica și exersa cele mai spectaculoase. Daruri vreau să vină în față cu cei mai spectaculos. Pavel avertizează că nimeni nu are nimic de câștigat dintr-o astfel de paradă. Nu faci decât paradă în momentul în care te expui cu astfel de manifestări, cu astfel de practici, cu astfel de experiențe pe care nici tu nu le înțelegi, nici alții nu le înțeleg. Nimeni, spune Apostolul Pavel în 10, să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Un alt lucru este, vorbirea în limbi a adus altă problemă, și anume. Mai degrabă a obstrucționat decât să clarifice mesajul pe care Dumnezeu intenționa să-l transmită prin persoana respectivă în adunare. Alminteri, spune Pavel, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde Amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Cum se va întâmpla asta? Negreșitul mulțumesc lui Dumnezeu, foarte frumos, bravo ție, dar celălalt nu rămâne zidit, sufletește. Cu alte cuvinte, vorbitorii în limbi din Corint erau egoiști, ignorându-i pe restul oamenilor din adunare, întunecând mesajul pe care uh, darul trebuia să-l comunice și făceau asta doar pentru a-și înălța, a-și ridica în slăv propriile egouri, propria fire pământească pentru a se da în spectacol, pentru a-și demonstra spiritualitatea unul altuia. Vezi ce grozav sunt, frate! Ai auzit cum mă rog? nu mă las mai prejos decât ești tu. Mă voi duce și la noaptea asta de stăruință, mă voi duce și la întâlnirea asta. Voi da și acum în rugăciune un pasaj, un paragraf de vorbire în limbi. Să audă lumea că am progresat. Un alt lucru și mai presus de toate îmi veți spune, stai că te-am prins. Frate, nu ai citit tot pasajul. Uite de ce spune apostolul. Apostolul spune să umblăm după darurile cele mai bune. Nu îl spune așa ceva apostolul. Acolo nu este un indica, nu este un uh, imperativ, nu este o poruncă. Acolo este în uh, 1 Corinteni 12 cu 31 este uh, o afirmație și o concluzie pe care o trage apostolul Pavel cu privire la această uh, manifestare, la această adunare care se comportă în mod ciudat și anume, voi umblați, așa se traduce acolo, este o formă de indicativ care dă sensul corect acelui pasaj, voi umblați după darurile cele mai bune, da, voi sunteți în căutarea darurilor cele mai bune, pentru că sunteți zeloși pentru cele mai bune daruri, eu, din cauza asta, că voi umblați după darurile cele mai bune, eu o să vă arăt o cale și mai bună. Și aici face Introducerea capitolului 13, pasajului despre dragoste, temei dragostei. Calea cea mai bună, calea mai bună decât ce faceți voi acolo este calea dragostei. De asta e timpul să vă opriți. E timpul să vă opriți din asemenea căutări. Corintenii căutau în mod egoist darurile cele mai proeminente, cele mai ostentative, ca să iasă cât mai mult în evidență, să Pofteau după admirația altora, râvneau după aplauzele oamenilor, vroiau să fie văzuți și să fie considerați spirituali. Evident, oamenii au dus lucrurile la extremă, folosind vorbirea în limbi falsă. Abuzul vorbirii în limbi din Corint amenința și punea în pericol biserica lui Hristos, fraților, exact cum o pune în pericol și astăzi. Un alt lucru, apostolul face o afirmație șocantă. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorocile vor sfârși, limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit. Așa înseamnă, aceasta înseamnă că vorbirea în limbi va înceta și niciodată nu va mai începe. Ce întâmplă astăzi vis-a-vis -vis de vorbirea în limbi în biserica secolului nostru este nimic altceva decât o aberație similară celei din Corint care pervertea ideea de vorbire în limbi. Ultimul miracol apărut în scriptură în Noul Testament este în jurul anului 58 după Hristos, cu vindecarea avută înregistrată în Insula Malta, a avut loc în capitolul 28 din Faptele Apostolilor. Din anul 58 până în 96 după Hristos, când Ioan își încheie ultima carte Apocalipsa, n-a mai fost înregistrată nicio minune, nicio minune. Darule miraculoase precum vorbirea în limbi și vindecarea sunt menționate doar în 1 Corinteni, o epistolă timpurie după asta urmează două epistole, Efeseni și Romani, ambele discutând pe larg darurile spirituale și nu se menționează absolut nimic despre darurile miraculoase în, în aceste uh, epistole extraordinare de doctrinare, Romani și Efeseni. În al doilea rând, vorbirea în limbi a fost un semn pentru Israelul cel necredincios. Vorbirea în limbi simbolizează începutul unei noi lucrări pe care Dumnezeu o avea în plan cu neamurile prin vorbirea în limbi, Dumnezeu spune, spune lui Israel, ei, gata, am trecut, am trecut, bariera, nu mai sunt doar cu Israelul, sunt cu neamurile. Domnul vorbea acum pe limbajul tuturor națiunilor, vorbea în limbile tuturor națiunilor. Barierele au căzut, așa că darul vorbirii în limbi simboliza nu doar blestemul pentru națiunea Israel, ci și binecuvântarea pentru restul lumii. Vorbirea în limbi a fost în Noul Testament și binecuvântare și blestem. Binecuvântare pentru noi, neamurile, blestem pentru Israel. Vorbirea în limbi este în, felul acesta semnul trecerii de la vechiul legământ la nou legământ. Prin înființarea bisericii a răsărit o nouă zi pentru poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu avea să vorbească în toate limbile pământului. Dar odată ce perioada de tranziție a trecut, semnul nu mai era necesar, fraților. Nu mai era necesar. Și chiar când vorbește în Antiohia, chiar când vorbește în alte pasaje din Faptele Apostolilor, când apare vorbirea în limbi, este un semn care să certifice, să semnaleze pogorârea Duhului Sfânt și peste păgâni și peste neamuri, similar cu evenimentul rusalilor. Dar asta nu este indicația că noi trebuie să avem aceeași manifestare ori de câte ori cineva se pocăiește, ori de câte ori se întoarce cineva la Dumnezeu. Istoria arată că limbile au încetat. Pavel a mai scris după Corinteni, a mai scris 12 epistole și niciodată n-a mai vorbit despre vorbirea în limbi. Petru nu a menționat niciodată vorbirea în limbi. Iacov nu a menționat niciodată vorbirea în limbi. Ioan nu a menționat vorbirea în limbi. Iuda nu a menționat vorbirea în limbi. Toate acestea apar fugitiv în Faptele apostolilor și în 1 Corinteni. După ce a fost înființată biserica, vorbirea în limbi a dispărut. Și Augustin, după 400 de ani, Augustin, un părinte bisericesc, un mare teolog al secolului 4, scrie: De ce nu mai vorbește nimeni în limbi între Neamuri? Pentru că acum Biserica însă își vorbește în limbile tuturor națiunilor. Înainte de aceasta, Biserica era doar într-o națiune, unde la Rusali s-a vorbit în limbile tuturor națiunilor, tuturor Neamurilor. Augustin. Concluzionează extrem de, de pertinent Omul înțelege cum stau lucrurile vis-a-vis -vis de vorbirea în limbi Vreau Să tragem niște concluzii Cum se poate interpreta vorbirea în limbi trei, trei interpretări ale vorbirii în limbi Cum o putem uh, cataloga astăzi În primul rând, vorbirea în limbi de astăzi poate fi catalogată drept influență demonică Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Vorbirea extatică este ceva obișnuit în, în religiile false. Vorbirea aceasta neînțeleasă este regăsită astăzi între musulmani, între eschimoși, între călugării tibetani și continuați voi cu alte categorii de oameni care deliriază, își dau ochii pe spate și au tot felul de convulsii în care, în care borborosesc vrute și nevrute. În al doilea rând, vorbirea în limbi poate fi un comportament învățat. Liderii carismatici țin seminarii pentru a învăța pe oameni să vorbească în limbi, țin întâlniri de săruință în care îi îndeamnă pe cei tineri convertiți să treacă cu urechea, să, să învețe ce spun alții dacă nu, nu știu încă să, să experimenteze aceste practici. Îi încurajează să, să repete sunete interesante. În niciun caz, lucrurile astea nu sunt ceva supranatural. Iom Kildal, citată de John MacArthur în Haosul Carismatic, spune în cartea sa, în Psihologia Vorbirii în Limbi, faptul că după mult studiu al vorbirii în limbi, s-a ajuns la concluzia că aceasta nu este, nu este nimic mai mult decât un fenomen învățat. Mulți carismatici zeloși încearcă să-i învețe pe alții cum să vorbească în limbi. Este șocant să-i vezi pe oameni cum se chinuie și cât de laborios încearcă să practice, să scoată acele sunete pe gură, acele înșiruiri de borboroseli. Nu e greu de observat de ce a ajuns vorbirea în limbi, marele numitor comun, testul universal de spiritualitate, dreapta credință, maturitatea credinciosului și. A celui care umblă cu Duhul Sfânt. Asta, asta se, se practică, așa se văd lucrurile. Ultima interpretare, cum poate fi văzută vorbirea în limbi, pe lângă influență demonică, pe lângă comportament învățat, în al treilea lucru este o inducere psihologică și anume să să stai așa într-o euforie, să stai într -o, să cazi într-o experiență. Ce se întâmplă în vorbirea în limbi nu este altceva decât stare identică cu hipnoza. Caz, te deconectezi mental, cazi într-o emoție, cazi într-o transă, îți abandonezi controlul vocii, rostești lucrurile pe silabe, lași totul să curgă, ești într-o stare de... De, de curgeri, de automatism, de extaz, de hipnoză, de declanșare psihotică ești într-un suflet colectiv, ești dus uh, cu, 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 valul acela. De ce este populară astăzi uh, vorbirea în limbi care este nebiblică? De ce? Unul unu, din cauza că oamenii sunt flămâni spiritual, caut experiență spirituală care să treacă dincolo de banal, de cotidianul ăsta, atât de anost. Doi, oamenii vor să experimenteze ceva spiritual. Oamenii vor să experimenteze ceva spiritual. N-au fost implicați în, în lucruri spirituale, și acum au găsit o breșă, au găsit un făgaș pe care să uh, uh, se comporte uh, oarecum spiritual. 3. sim nevoia de siguranță și de acceptare în, în grupul acela când vor vorbi în limbi, sunt dintr-o dată apreciați. Patru, oamenii încearcă să dea o ripostă, să dea o replică lumii secularizate, mecanizate, intelectualizate, rece, o lume indiferentă față de uh, dimensiunea spirituală și în felul acesta, uh, în mediul ăsta uscat, uh, academic, în care parcă lucrurile sunt fără nicio vlagă, Spun, mi-am găsit dintr-o dată tărâmul unde pot să mă exprim. 5, probabil motivul cheie pentru care uh, se manifestă vorbirea în limbi de astăzi, vorbirea greșită a, a vorbirii în limbi este uh, nevoia unei alternative față de creștinismul de azi din biserici, unde lucrurile s-au răcit, au înghețat, bisericile nu mai au vlagă Și atunci vine atracția aceasta, mommeala aceasta a, a unei pseudo -spiritualități. Hai să vorbim în limbi, hai să intrăm într-un extaz. Acestea sunt lucrurile pe care le-am avut pe inimă să vi le transmit vis a -vis de vorbirea în limbi, prin perspectiva Scripturii. Dacă considerați că ce am spus este fals, mergeți în Scripturi, consultați din nou ce a spus Apostolul Pavel, consultați ce are Dumnezeu de spus și dacă încercați să găsiți alte interpretări, lăsați un coment, lăsați un mesaj și sper să ne auzim cu bine. Dacă ați observat, am folosit un limbaj foarte respectos, foarte la locul lui. Nu accept înjurături, nu accept drăcuieli, nu accept blasfemieri, anatemizări, nu accept să ne, să ne um, jignim în public. Te voi șterge imediat dacă faci astfel de lucruri pe canalul meu de YouTube. La următoarea întâlnire îți doresc să rămâi cu bine și să meditezi ce ți-am spus, la ce ai auzit. Reascultă, recomandă în lucrul acesta altcuiva, poate chiar are nevoie de o explicare cum a, a, a fost dată în, în sensul acesta pe canalul meu de YouTube. Dumnezeu să te binecuvânteze și aștept să ne, ne vedem cu bine în zilele următoare. Dumnezeu să te binecuvânteze! Salutare, sunt Ovidiu Petric și dacă ți-a plăcut materialul acesta și ți-a fost de folos, te încurajez să te abonezi pe canalul meu și haide să distribuim adevărul în public. De ce? Fiindcă doar adevărul ne va face liberi. Rămâi cu bine!